de parlamentar la 300. Toți parlamentarii PMP vor vota pentru investirea guvernului Orban în următoarele condiții. În primul rând, cerem premierului desemnat și PNL să acorde o atenție sporită proiectelor mari de infrastructură. Liderul PMP susține că este important ca noul guvern să aibă o relație bună cu Comisia Europeană. De asemenea, acesta a subliniat faptul că este nevoie și de un proiect de extindere a rețelei de gaze. De asemenea, vom condiționa votul nostru de solicitarea ca viitorul cabinet să pregătească și în relația cu Comisia Europeană, dar și cu resurse de la bugetul de stat, un amplu proiect de extinderea rețelei de gaze către cetățeni. Doar 32% dintre români au acces la rețeaua de gaze. Este vital ca acest proiect să se extindă la cel puțin 60% din gospodăriile României. Mai mult decât atât, Eugen Tomac a precizat că votul partidului său pentru guvernul Orban va fi condiționat și de implementarea unei reforme pentru sănătate. Anual în România mor peste 60.000 de români nevinovați de boli care pot fi tratate, tocmai pentru că sănătatea a fost tratată ca o problemă superficială de către toate guvernele. Viitorul guvern are obligația și vom condiționa acest lucru să acorde atenție sporită reformei în sănătate. Nu mai putem improviza. Avem obligația să luăm măsuri ferme pentru țara noastră. PMP are un proiect de lege prin care cerem să se implementeze o reformă privind transparența totală în administrație. Așadar, PMP a hotărât, iată, direcția partidului. Comentăm acest subiect și noi și multe altele. De altfel, alături de invitații mei de la această oră, domnul Teodor Paleologu, candidat la prezidențiale. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. George Râpă, consultant politic. Bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Și în scurt timp se va alătura și domnul Bobie Păunescu, pe care îl așteptăm. Până atunci, încep cu dumneavoastră, domnule Paleologu, bineînțeles. Cum vi se pare această mutare a PMP? Sunt niște condiții foarte rezonabile. De-al minteri, sunt idei pe care PMP-ul le-a susținut de multă vreme. Nu e singurul partid, de-al minteri, care susține aceste idei, care sunt pur și simplu de bun simț. Da? Am avut un referendum în 2009 privind reducerea numărului de parlamentari. De asemenea, există un larg consens în sensul revenirii la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, la care eu aș adăuga și modificarea sistemului de vot pentru alegerile parlamentare, pentru că 2007 o majoritate covârșitoare a celor care au votat și au manifestat respingerea față de sistemul proporțional cu liste închise, iar parlamentarii în 2015, fără niciun fel de rușine, fără niciun fel de jenă, cu cinism total, au revenit la un sistem care fusese dezavoat de către români. E nevoie să modificăm și modul de scrutin. E foarte important să avem o abordare coerentă. Alegerea președintelui prin sufragiu universal, evident, în două tururi de scrutin, alegerea parlamentului tot printr-un sistem de vot majoritar cu două tururi de scrutin, dar sigur că putem discuta pe tema asta, e o temă mai delicată, dar asta este convingerea mea că trebuie făcut. Pe de altă parte, și primarii și președinții de consilii județene trebuie și ei aleși în același fel, pentru a avea o abordare coerentă la nivelul întregului aparat de stat. Și atunci, dacă aceste condiții impuse inițial de PMP au fost de la bun început decente și necesare până la un punct, de ce s-au blocat, iată, discuțiile cu liderul PNL într-o primă fază? Din ce putem vedea până acum, atât dorințele USR-ului cât și dorințele PMP-ului față de PNL pentru a susține guvernul Orban, existau deja în discursul, în discuțiile liderilor PNL, să existau chiar proiecte de lege. De exemplu, o chestiune pe care susțin întru totul ce a spus domnul Paleologu până acum, dar o chestiune extrem de importantă apropo de ce a spus domnul Tomac despre extinderea rețelei de gaz. Este în momentul de față un proiect de lege depus în Parlament de deputatul PNL Bogdan Huțucă, care spune exact ca banii pe care România îi va obține din exploatarea hidrocarburilor din Marea Neagră să fie folosiți pentru extinderea rețelei de gaz
de gaze naturale în zonele în care în momentul de față nu există. Adică pentru investiții, ceea ce e foarte important. Adică pentru investiții și nu pentru a consuma acei bani în creșteri de salarii sau de pensii, pentru că orice resursă, asta e o lege economică, dar doar PSD-ul nu ține cont de legile economice. Orice resursă care este finită și care la un moment dat se încheie, este obligatoriu să te duci și să o duci către dezvoltare. Un exemplu este chiar, nu știu, chiar fondul norvegian. Da, care, Norvegia e un exemplu excelent în acest primul rând, sigur că da. Investește și abia după aceea de acolo cine are... nu știu cum este, procente din acțiuni genul ăsta, câștigă bani. Deci, în concluzie, aș zice că nici dorințele PMP-ului și nici dorințele USR-ului nu sunt greu de îndeplinit de către PNL. În discuțiile cu PMP-ul s-au blocat undeva, să spunem acolo, la român de pretutindeni, acolo unde PMP-ul vrea un minister. Ludovic Orban a zis, nu putem să vă dăm un minister, dar facem în schimb un departament sau cum s-o numi, direct în subordinea primului ministru. Bine, aici e într-adevăr o problemă pentru că nedreaptă, ca să spun așa, pentru că UDMR-ul este partidul care a pus condiția că PMP-ul să nu intre la Și mai e un lucru. Sunt partide care nu vor să se revină la alegerile primarului în două tururi de scrutin. Dar vreau să fac o observație de ordin general. Suntem în plină campanie pentru alegerile prezidențiale și este absolut dezastros, aș zice chiar rușinos, faptul că vorbim despre tot felul de tratative de acest gen, că vorbim despre guvernul Orban în loc să vorbim despre proiectele candidaților la președinție. Pentru că, de fapt, principalii actori în această comedie absurdă, în acest teatru absurd, sunt președintele Iohannis și doamna Dăncilă. Proiectele lor sunt nule. Ei nu au proiecte pentru țară, ei nu fac decât să continue politica dezastroasă pe care au făcut-o în ultima vreme. Deci sunt niște candidați ai stagnării sau chiar ai dezastrului garantat. Ori, ei ocupă discuția publică, discuția despre guvern, despre investirea guvernului, practic ocultează cu totul faptul că acești doi candidați nu au proiecte, că au un bilanț dezastros, foarte slab, mă rog, dezastros pentru doamna Dăncilă și nul pentru domnul Iohannis, mediocru, nu a făcut nimic notabil în 5 ani de zile. Dar cum se vorbește numai despre criza guvernamentală, nu se mai vorbește despre proiectele candidaților. Eu am un întreg proiect cu propuneri concrete, vorbesc și eu cât pot printre picături despre aceste idei extrem de importante pentru viitorul țării, dar mereu se revine la întrebări de genul cine intră, cine iese din guvern și dacă cât de bun sau cât de prost e cu tare ministru. Sigur că am păreri despre diferiții miniștrii propuși în guvernul Orban, unii sunt foarte proști, dar prefer să nu vorbesc despre lucruri de genul ăsta, eu prefer să vorbesc despre ce e cu adevărat important. Ori în această perioadă, ce este cu adevărat important este să vorbim despre Constituție, despre reforma statului, despre meritocrație, despre educație, dar să vorbim pe bune despre educație, nu ca așa cum o face domnul Iohannis de ani de zile sau alți politicieni care doar evocă educația, toți spun, da, domnule, trebuie să dublăm bugetul educației, dar nu spun cum să fie alocate fondurile, care să fie investițiile în educație, cât să dăm pentru creșterile salariale pentru profesori, ce să cerem de la profesori, care este filozofia pedagogică pe care o adoptăm. Nu vorbim despre lucrurile astea, în schimb vorbim despre lucruri de genul ăsta, cine intră, cine iese din guvern, dacă Ponta susține sau nu susține, dacă PMP-ul primește sau nu primește un minister, ce calcule își face UDMR-ul, câte primării pierde UDMR-ul dacă se schimbă modul de alegere al primarilor. Adică niște lucruri, nu zic că nu sunt importante, dar sunt cu totul și cu totul secundare atunci când ar trebui să vorbim despre viitorul țării, despre următorii 5 ani. Iar eu pot să vorbesc despre următorii 20 de ani. Da? Și vreau să vorbim despre proiecte, despre soluții, despre idei, nu despre panglicării parlamentare. Pe de altă parte, vedeți, master, domnule paleologu, aceste jocuri de culisă care sunt puse foarte ușor pe tapet nu pot fi ignorate până la un anumit punct.
și de aceea reușesc de fiecare dată să iasă în față, având în vedere situația în care se află țara, având în vedere multiplele probleme cu care se confruntă societatea românească și mai ales acea înverșunare pe care am văzut-o cu toții în momentul în care s-a votat moțiunea de cenzură pentru ca și guvernul Dăncilă să fie pentru totdeauna demis. Da, este normal politic, să le aducem în prim plan până să liniștesc lucrurile. Sigur că da, dar tocmai pentru a vedea că acest sistem politic e bolnav. Asta știm cu toții. Criza actuală arată că sistemul e bolnav. Și atunci ce facem? Votăm în continuare pe cei care practic asigură perpetuarea bolii. Doar că este bolnav, este cangrenat în mare parte. Da, și dacă este așa, atunci cred că avem nevoie de o schimbare radicală. Nu să ne lăsăm manipulați de actorii acestei dramolete penibile, care de fapt sunt oameni cu un bilanț foarte prost și care nu au niciun proiect. Asta este problema. Aveți dreptate când spuneți că discursul public în momentul de față e acaparat de cei doi, de Claus Iohannis și de Viorica Dăncilă. Da, unul liderul opoziției care vrea să înlocuiască guvernul, celălalt exponentul actualei guvernări care nu vrea să plece. Dar domnul Paralucu a spus că aveți cel mai bun consultant politic, pe domnul Băsescu. Eu sunt sigur că și dumnealui v-ar da acela sfat pe care vi-l dau eu acum. Încercați să veniți cu idei. Păi, cu am, proiecte am, atât de puternice, am idei un discurs public care să înlocuiască și care să înlocuiască ceea ce vedem astăzi pe scena publică. Pentru că motivul, sau în fine, dumneavoastră vă plângeți de anumite lucruri, dar în aceeași măsură și domnul Barna și actorașul, îmi scapă numele, cu toții se pot plânge, da? de același lucru, că și ei, într-un fel sau altul, au fost expulsați din dezbaterea publică care are loc anul ăsta. Din acest punct de vedere, au dreptate. E adevărat. Tocmai de aia trebuie să revenim la compararea diferitelor proiecte. Acum, mă amuză, sigur, gluma dumneavoastră cu cel mai bun consultant politic. Cred că dumneavoastră a spus-o, vă citam. Dar, eu am o echipă întreagă. Nu spuneți că e gluma, că poate se uită. Nu, am o echipă întreagă. Nu, e vorba de, umorul dumneavoastră pe care îl cunosc foarte bine. Am o echipă întreagă de oameni cu care mă consult, de consilieri. N-are rost acum să evoc pe toți, pe unii dintre ei cunoașteți și dumneavoastră. Însă, eu sunt un om serios. Nu sunt genul de măcar om asta politic. Pot să confirm. Da, știu asta. Nu sunt genul de om care să arunce o bombă, să spună o aberație, ca după aia să ocupe în felul ăsta opinia publică. Da? Nu sunt stilul Oprescu, țineți minte, care promitea autostrăzi suspendate. Da? Eu vorbesc despre lucruri serioase, despre Constituție, despre educație, despre diplomație, despre politica de apărare, despre meritocrație, despre economie, iarăși e foarte important să vorbim despre economie, chiar dacă președintele nu are atribuții executive în materie de economie, dar acea el poate da o direcție. Duduie, domnule Paleologu, acea economie care duduie, cel puțin de când PSD-ul a fost la guvernare, sau acea duduie economie pe care o știm cu toții și este la pământ de foarte multă trebuie, vreme? Repet, președintele nu este cel care ia măsuri direct în materie de politică economică, dar el poate media un consens asupra unor măsuri importante pentru societate și pentru economie. E vorba de principii. Vă dau un exemplu. Văd că din nou se vorbește despre introducerea impozitării progresive. Eu sunt categoric împotriva revenirii la impozitarea progresivă. Afirm necesitatea de a menține cota unică de impozitare ca principiu. Pe de altă parte, spun în mod constant că economia românească are nevoie de libertate, de mai multă libertate. Economia românească este sufocată de reglementări, de suprareglementare, de birocrație, de ineficiență birocratică. Lucrurile astea și chiar trebuie de taxe prea mari. Așa este. Taxele pe muncă, așa e. Eu sunt în 40% din timp sunt sclavul statului român. Fiind și plătitor de TVA, plătesc din munca mea. Atenție, eu sunt antreprenor pe bune. Când îi aud pe unii care spun că sunt antreprenori și de fapt sunt antreprenori pe bani europeni și pe bani de la stat, sunt indignat. Eu chiar sunt antreprenor pe bune, chiar sunt unul dintre cei care, prin taxele pe care le plătesc, duc statul român în spinare. Și ce face statul român cu banii noștri? Îi aruncă pe fereastră.
Și este legitimă revolta și chiar furia noastră față de această risipă scandaloasă. De altminteri, risipa de bani publici este o mare problemă nu doar în România, ci și în Uniunea Europeană în ansamblu ei. E parte din criza Uniunii Europene cu care ne confruntăm și pe care trebuie să o discutăm, să o dezbatem și să avem soluții pentru criza Uniunii Europene, pentru că proiectul Uniunii Europene este mult prea important pentru a îl lăsa să se degradeze în mâinile unor birocrați irresponsabili și a unor populiști care apoi profită de situație pentru a sabota proiectul european. Însă revin la principii de politică economică, la principii sănătoase de politică economică. Economia are nevoie de libertate, de mai multă libertate, de mai puține reglementări, de mai puțină birocrație, de mai puține taxe, așa cum bine spunea domnul Râpă, și în același timp are nevoie de continuitate și de predictibilitate a statului. Statul român schimbă regulile, nu numai că sunt enorm de multe reguli stufoase și contradictorii, dar în plus se și schimbă non-stop. Codul fiscal suferă o modificare în medie o dată pe zi, iar în 2018 cred că a fost mai mult de o modificare pe zi. Noi suntem între cei fericiți care se spune că avem o contabilă, dar imaginați-vă că ai o contabilă care lucrează cu 3-4 firme din diferite domenii, 3-4 firme micuțe, nu discutăm despre o mare lucru, și trebuie să învețe non-stop în fiecare săptămână să vadă ce se întâmplă în domeniul muzical, în domeniul politic. Da, modificările nu sunt astea sunt departe. Principii pe care președintele le poate afirma și le poate prezenta ca o fel de condiție fundamentală pentru ceva? Orice fel de coaliție pe care ar aduna-o în jurul unui proiect. Nu e treaba lui să se bage în bucătăria punerii în practică. Dar la nivel de principii, președintele are un rol foarte important. Și am spus foarte clar ce gândesc despre cota unică de impozitare, despre debirocratizare, dereglementare. Astea sunt lucruri în care cred, principii pe care le consider absolut de nenegociat. O să vă dau un subiect de care politicienii în general fug. Salariul minim pe economie, pentru că tot vorbim zilele astea despre faptul că doamna Dăncilă vrea să mai crească cu încă 100 de lei salariul minim pe economie. Sunt foarte puțini oameni din viața politică, în special sunt economiști, Bogdan Glăvan și din zona asta, care vin și spun foarte curajos, haideți să desființăm salariul minim. Și argumentează foarte clar. Din cauza salariului minim, zeci de mii de oameni și-au pierdut locul de muncă, pentru că pur și simplu locul acolo unde ei munceau. Să spunem, vindeau la un chioșc în Ianca, da? Să spunem, o localitate. Chioșcul ăla nu putea să genereze suficienți bani ca să plătească doi angajați și să rămână și un foarte mic profit. Domnule Râpă, eu nu aș fi atât de radical. Cunosc teoria din spate, am citit salariul minim Productivitatea o singură, o dată și jumătate. Domnul Râpă, lăsați-mă să precizez ceva. Eu nu cred că suntem în situația de a suprima pur și simplu salariul minim. Însă, pot avertiza asupra faptului că orice creștere artificială a salariului minim este dezastroasă. Ce face guvernul Dăncilă este rețeta dezastrului garantat. Economiștii vă vor spune că orice creștere a salariului minim este făcută din pix și nu are nicio legătură cu logica economică. Orice creștere artificială este o eroare. Vă dau un exemplu clasic. Și anume, acum ceva vreme a fost crescut la 15 dolari pe zi salariul minim pentru cei care lucrau în restaurante în San Francisco. E un exemplu, mă rog, care se discută în economie. Un oraș de stânga. Rezultatul e că unele restaurante au dat afară angajați pentru că nu le mai puteau plăti salariul respectiv. Cei care au rămas să lucreze au lucrat mai mult. Sau, evident, a trebuit să crească prețurile. E un exemplu foarte simplu. Și în București sunt deja roboței. Pentru a ilustra o idee foarte clară, foarte precisă, și anume că o creștere artificială a salariului minim este irresponsabilă din punct de vedere economic. Iar asta este iarăși un principiu pe care președintele îl poate enunța. Ține de președinte
președinte să spună acest lucru. Nu ține de președinte să suprime salariul minim sau să facă lucruri de genul ăsta. Să-l lăsăm pe domnul Glăvan să scrie pe tema asta. Îl respect foarte mult, e un economist remarcabil. Bravo lui Ludovic Orban că l-a luat aproape de el. Dar rolul președintelui este să spună lucruri evidente, de bun simț. Da, să nu crești, să nu schimbăm principiul cotei unice de impozitare, să debirocratizăm, să dereglementăm și să nu creștem artificial salariul minim și mai cu seamă să asigurăm continuitatea și predictibilitatea statului, să nu mai schimbăm regulile non-stop. Pe de altă parte, domnule Paleologu, sunt lucruri pe care le știm de foarte multă vreme, sunt lucruri pe care le-am mai auzit din gura multor oameni politici, cu toate acestea nu au aplicabilitate. Nu cred că le-ați auzit așa des. Nu neapărat așa des, dar au mai fost spuse la un moment dat. Posibil, dar e important ca cineva să le spună și acum. Și am impresia că sunt singur. Și cum facem să le punem și în practică? Cum? Votându-mă pe mine. Păi nu o să votați pe aia care fac exact pe dos. Sau care au idei care nu stau în picioare. De la zice până la a face este cale lungă, domnule Paleologu. De la a zice până la a face este cale lungă. Da, numai că cineva care spune o absurditate, sigur nu are cum să facă ceva rezonabil. Cineva care spune ceva rezonabil are măcar o șansă de a face acel ceva rezonabil dacă îi dai posibilitatea. Vă dau un exemplu cât se poate de concret. Vorbim mai mulți de revizuirea Constituției. Vorbim mai mult despre necesitatea de a avea alegeri anticipate, de a face posibile alegerile anticipate. Numai că, domnul Barna, de exemplu, spune că ar trebui să facem un referendum pentru a decide dacă organizăm alegeri anticipate. După părerea mea, această idee este absurdă. Nu are nicio logică juridică. După părerea mea, pur și simplu, președintele trebuie să poată dizolva Parlamentul atunci când constată o situație de criză. Este la latitudinea lui, pentru că președintele este el însuși deținătorul unei legitimități de natură plebiscitară. Să nu uităm că el este votat de întregul popor. Da. Deci, odată pe an, cel puțin, el are dreptul să aibă dreptul să dizolve Parlamentul atunci când situația o cere. Pentru că nu te joci de-a dizolvarea Parlamentului. Avem cazul lui Jacques Chirac în 1997, când a dizolvat Parlamentul și s-a trezit cu o cameră ostilă, da? Cu un parlament de stânga, o socialist. O prevedere pe care cred că noi ar trebui să o avem în Constituție, că vorba aceea, noi am trecut prin două suspendări în ultimii 30 de ani, noi asta a fost chiar mult mai implicat în procesele astea, ar fi ca în momentul în care Parlamentul decide să suspende un președinte. Dacă poporul apoi la referendum vine și spune nu, președintele rămâne, acela ar fi un motiv automat de dizolvarea a Parlamentului. Da. Ne spuneți imediat ce părerea voastră despre această prevedere. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în câteva minute. Am revenit, continuăm discuția. Ni s-a alăturat și domnul Bobby Păunescu, regizor președinte Armis. Bună seara, mulțumim pentru prezență. Mare regizor. Domnule Paleologu, pentru că ne precizați la începutul acestei ediții de faptul că aveți un program bine pus la punct și sunteți capabili să guvernați chiar și 20 de ani. Nu să guvernezi, de aici înainte, să prezidați. Nu, 5 ani e de ajuns. Spuneați că sunteți pregătit pentru 20 de ani. Să le luăm cu începutul. 20 de ani e altceva. 20 de ani e perspectiva de dezvoltare a României. Bun, și apropo de această perspectivă, credeți sau aveți convingerea că vom reuși să trăim într-o Românie sigură, care își va apăra înainte de toate cetățenii oriunde s-ar afla ei, o Românie care să fie respectată atât internațional, da, cât și pe plan politic? Păi pentru asta m-am înscris în această cursă prezidențială, tocmai pentru a oferi aceste valori. Da? Cei trei piloni în jurul cărora este organizat programul meu este respect, educație și performanță. Iar pilonul respect e legat de tot ce ține de funcționarea statului, da? De restaurarea demnității statului, de respectul pentru români, apărarea românilor în afara țării, inclusiv perspectiva unirii cu Basarabia, apoi rolul României în Uniunea Europeană, felul în care ne raportăm la criza Uniunii Europene despre care vorbeam mai devreme. Domnul candidat, mă scuzați că îmi permis, dacă am mai târziu să vorbesc mai mult, nu? Nu, ideea este că, ca să intrăm cumva de 30 de ani, da,
nu că trăim cu miere și lapte și miere și zahăr și se vor face și se vor drege și se nu știu ce și care mai de care, candidat mai nu știu ce. Sigur, surpriză, domnul paleologu, trăiește un experiment pe pielea lui, un om care e pregătit, un om care a fost școlac, mă, nu e că să-l lăudăm asta ce scrie în acte. Nu, gluma era altfel, care a făcut școală și nu încercăm să-l facem de râs. Cam asta ar fi, da, nu, în actualul context. Nu, dar nu a prea făcut nimeni dintre candidații, dintre foștii. Deci da. Am avut președinții ăștia cu... Întâi șef de cenzură, după aia pe la geografie, geologie, după aia pe la... Deci acum avem un profesor de istorie, de fizică, care, sigur, la liceu, probabil că acolo se prezintă bine, a făcut bani, am înțeles, cu ghinion, cu noroc, cu așa, fără să atacăm pe nimeni, fără să punem în niciun fel. Nu ați văzut prin străinătate. Ce ați căutat în străinătate? De ce n-ați zanat cu soia? Și după Revoluție. Da. De ce? Păi nu, ce căutați la facultăți în străinătate și de ce aveți atât tupeu? După ce ați făcut facultățile în străinătate, să veniți aici să candidați, să stricați lucrurile oamenilor. Oamenii ăștia și-au pregătit niște lucruri, au niște grupuri, sunt niște mafioși puși și organizați să distrugă țara asta. S-au adunat de la, în la Revoluție 90, România avea zero datorii externe, astăzi avem 100 de miliarde. O să spuneți, domnule, așa e în economia de piață. Corect. 100, 200, 500 de miliarde. Unde sunt aia? Sunt? S-au băgat în ceva, în infrastructură, undeva? Toți au promis că fac că trebuie. Au distrus tot. Toți. Acum, dacă ar fi să fiu procuror, pe toți poți să-i pui la un loc, să-i aduni. Domnul Băsescu, să zicem, a încercat să facă un ceva. Și dânsul nu avea pregătirea pentru așa ceva, însă a fost comandant de navă, asta înseamnă să conduci niște lucruri. Deci ai condus un colectiv. Acum, și profesor de istorie, de fizică, conduci o clasă sau conduci eu și așa. Dar se cere un pic mai mult. Aici se cere știință, cunoștință, să fii citit, să fii văzut, să fii experimentat, să ai acces la o bibliotecă. Dar unde ați făcut școala? La... Mai multe locuri. Am terminat liceul în Franța. Da, da, știu. Da, bine, după aia am făcut Sorbona. Da, știu. Știu că era faimosul Sorbona, Ecole Normale Supérieure. Am mai făcut doctorat în teorie politică. Bun, dar nu vreau să repet lucrurile astea. Nu are niciun rost. Eu nici nu cred. Vă întreb eu chestiunea asta și cum să vă spun eu. Măcar așa, ca emisiune să răspundeți. Ce școală ați făcut? Păi, Sorbona. Da, ce ați făcut la Sorbona? Licență, masterat, da, până în, la anul 5. După care în ce domeniu? Filozofie. M-am ocupat de filozofie germană și apoi am făcut o lucrare de filozofie rusă, ceea ce e foarte important. Da? Deci sunteți rus? Nu, da. Nu, dar e un domeniu care mă interesează foarte mult. Am scris despre Vladimir Soloviov, un mare gânditor religios rus din secolul XIX. Și apoi doctoratul am făcut în teorie politică. Am avut un profesor faimos, domnul Râpă îl știe, Pierre Manon, o foarte mare figură intelectuală a Franței și a Europei, și am avut de asemenea un profesor german, Henning Ottmann, și el specialist în filozofie politică, după care am stat 3 ani în Statele Unite, am predat franceză la Boston College, am fost asistentul marelui Harvey Mansfield, altă mare figură, unul dintre cei mai importanți profesori de știință politică din Statele Unite. Din anii 50 la Harvard, e prințul conservatorilor americani. Da? Așa că atunci când mă mai critică domnul Râpă că îi se pare că nu sunt destul de conservatori, eu pot să-i spun, știți ce? Eu am fost asistentul lui Harvey Mansfield. Și am fost coleg cu Bill Kristol. Adică coleg. Eram în același program. El mult mai avansat decât mine. Știți că v-am criticat mereu prietenește. Nu, dumneavoastră cu întotdeauna prietenește, dar am văzut că m-au luat la întrebări unii că de ce vorbesc despre Statele Unite ale Europei sau lucruri de genul ăsta. Da, interesant. Să explicăm. Totuși, I have conservative credentials. Să explicăm puțin și telespectatorilor. Engleză acum, gata, s-a terminat. Nu. Vorbiți vreo limbă străină. Altă decât cea maternă. În franceză, engleză, evident. Nu evident. Am și cetățenie franceză, dar sper că nu va speria pe nimeni acest lucru. Și germană, ceea ce îmi permite să am o dezbatere cu domnul Iohannis în germană. Dacă e mai confortabil în germană, nu e nicio problemă.
Dar să știți că nu e mai bun în germană decât în română. Este exact la fel. Aoleu, ne-a zis o vestere. Sunteți de drept, dar trebuie să faceți o dezbatere în germană și cu domnul Iohannis și cu doamna Dăncilă, toți trei. Da, și să discute de Pakistan și de Iran, Pakistan și Iran în Europa. Ce se poate acum, Ana? Și eventual cu doamna, cum o cheamă, doamna candidat... Ramona. Da, însă, care e cu Rusia și România. Revenind la oile noastre, eu cred că foarte mulți români au înțeles ce șanse am ratat la începutul anilor 90. Rațiu a fost o șansă ratată. Dar nu mulți români, foarte mulți, dar nu foarte, nu mai critică. Mulți români, își aduc aminte, da, cum au greșit atunci în 90. Rațiu era o figură extraordinară. Sigur, și Coposul, nu, dar Rațiu a candidat atunci și a fost o șansă ratată. Și pe de altă parte, altă mare șansă ratată, evident, este regele Mihai. Cred că România ar fi arătat altfel dacă l-am fi avut pe regele Mihai în fruntea statului. Îmi permit să vă spun și sunt și singurul formă. Candidat de-al minte care se angajează să pună în discuție, cel puțin să pună în discuție forma de guvernământ. Pentru că românii n-au avut parte de această dezbatere, Republica a fost instaurată în România de tancurile sovietice și avem dreptul la această dezbatere, nu dreptul, obligația să avem o asemenea dezbatere. Indiferent de rezultat, cred că avem o datorie față de istoria noastră. Vă știu monarhiști din anii 90, încă de la începutul anilor 90, dar cum vi se pare faptul că în ultimul deceniu rândurile monarhiștilor au fost umflate mai degrabă de securiști și de aia care îl urmăreau pe autostradă pe la începutul anilor 90. Adică am văzut că cei mai mari monarhiști din România au ajuns ăștia lui Voiculescu, ăștia ai PSD-ului și așa mai departe. Care nu știu, regele Mihai când a venit prima dată în țară n-a fost lăsat să intre. Da. Gândea să se uită. Se uită. Era tatăl meu ambasador la Paris în aprilie 90. Așa. Mai trebuie spus un lucru. Tatăl meu a fost primul demnitar român care s-a dus la Versoa în februarie 90 și a scris un memoriu pe care mi l-a arătat și mie înainte de a-l trimite. Eram tânăr, dar tot băiat, vorba lui Zaharia Trahanache, da? Și am citit și eu acel memoriu, trebuie să fie undeva în arhive, un memoriu către Ion Iliescu, în care își punea punctul lui de vedere privind relația cu regele Mihai. În aprilie 90, regele Mihai a vrut să vină în România de Paște și a fost împiedicat de guvernul roman. O intervenție asupra... La Swissair, exact. Și a venit la Paris. În Aro, mi se pare. Nu, asta a fost mai târziu. A fost în decembrie 90, când a fost întors de pe drumul către Curtea de Argeș. Dar în aprilie 90 a venit la Paris și a fost primit la biserica din Jean de Beauvais, biserica românească, și țin minte și acum cum tatăl meu a dat tonul la strigătele de trăiască regele și regele și patria, așa cum fusese în 8 noiembrie 45, să nu uităm acea manifestație istorică din 8 noiembrie 45, când s-a strigat regele și patria și când comuniștii au tras prima dată în România. Sigur, astea sunt niște momente negre din istoria recentă a României, indiferent că ești monarhist sau nu, eu nu sunt monarhist, dar indiferent, aici e vorba de, e clară lupta sistemului 90 de a păstra, de a încerca să păstreze un anumit control, un sistem care nu avea nicio legătură cu nicio chestie democratică. Cu regele pierdeau controlul în mare parte, e clar. Începeau să pierdă controlul, nu pierdeau complet. Nu pierdeau, da. După cum vedeți, în ceas după 30 de ani, deși sunt oamenii în vârstă, încă mai țin puternică. Dacă e să vă... Deci, candidez la cea mai importantă funcție în stat. Da? Candidez la funcția de președinte al Republicii România. Corect? Da. Mai sunt două săptămâni, da? Puțin peste două săptămâni. Nu, fix două săptămâni. La câte teste, examene sau, eu știu, materiale ați trebui să trimiteți astfel încât să dovediți că sunteți în stare să fiți președintele României la nivel de știință, cunoștință, studii și pregătire? Acum să vă spun ceva. Eu nu pretind că sunt cel mai bun... Mă întreb ca și candidat. Da. Ca și candidat. La câte ați depus? În câte comisii ați fost să discutați, să vă întrebe, domnule? Întâi medicale, analize sigurale, probabil că s-au făcut deja, să vadă dacă sunteți apt medical. S-a făcut? Nu. Cum nu s-a făcut? Nu.
Asta urmează. Nu, 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 stați. Nu urmează. Urmează când? Nu, dar mai e ceva. Problema e alta. Și dacă nu e regulă. Problema e alta. Ce te faci dacă președintele e Diliu? Aia e. Aia e cea mai mare problemă. Să spună mea. Patologia puterii e o mare problemă. Cum detectezi începuturile patologiei puterii la unii? Să știți că la unii se vede deja, deși n-au putere, deja fandaxia e gata. Consideră că doar ei contează, că ei nu discută cu alții, că ei sunt deasupra celorlalți. Adică sunt semne de patologia puterii. Da. Deci, ne aflăm la două săptămâni. Nu știm dacă dumneavoastră sunt sănătos sau nu și niciun ceilalți candidați. Da, să da. Analizele la zi. Sunt mulți candidați. Să mă nu, nu, 100%. Și am făcut și test psihologic. Nu e numai despre dumneavoastră, toți ceilalți candidați. Știm dacă sunt sănătoși sau nu? Unii sunt, nu sunt cu certitudine. Da, dar nu știm. Deci populația, da, noi impun foarte să vă povestesc ceva care vă dă apă la moară. Când am fost numit ambasador în Danemarca, în 2005, am făcut evident niște analize medicale înainte de a pleca la post. Și mă, am făcut tot felul de analize, mi-au luat sânge, s-au uitat în gât, în ochi. Și la un moment dat mi-a spus doctorița, gata, domnul Paliolo, e gata. Și o întreb, dar stați puțin, nu trebuie să fac și un test psihologic? Și am spus, nu, 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 testul psihologic e pentru ceilalți. Pentru ceilalți diplomați, nu pentru șeful de misiune. Puțin. Păi nu vă dați seama că dacă e ambasadorul Diliu, îi dilește pe toți? Și sunt multe exemple de ambasadori Dilii care dilesc un întreg colectiv. A zis domnul Paleolog, dacă țineți dumneavoastră morții și vă faceți face și testul psihologic. Dar mai pe dumneavoastră. Deci, l-am trecut, nu, a fost pe nu, dar numai pe dumneavoastră l-au făcut. Cred că numai eu, da. Deci, la ora asta, cu două săptămâni înainte de alegeri, noi nu știm dacă ai noștri candidați, caz mei, sunt sănătoși sau nu. După apariții, mulți dintre ei, nu. Sunt semne de întrebare că nu. Adică, da, dacă să nu spuneam. O secundă. Doi. Ca să ocupi prima funcție în stat, cel mai mult de voturi, trebuie să ai pregătirea. Nu? Nu se spune așa? În mod normal, dacă vrei să fii antrenorul echipei naționale de fotbal, trebuie să ai școală de antrenori. Să fi condus nu știu câte echipe de fotbal, să fi făcut nu știu ce, nu știu ce. Nu poți dintr-o dată să te ia de pe stradă să te pună antrenor. La fotbal, nu la președinția României. Dar la fotbal. Mi se pare că la președinție te ia de pe stradă și se pune președinte? Pe cam da. Mie mi se pare că sunt unii trăiți înainte. Nu, 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 nu. Eu cred că și nu neapărat în bine. Sunt pregătiți de aleații. Pare că o pregătire există la de lucruri transparente. Nu, știți că Iliescu era pregătit, dar era pregătit de sovietici. Cenzură. Da, deci ideea este că ești obligat înainte de alegeri, când te prezinți la vot, să dovedești că poți fi cel, că poți să fii carismatic și să fii zero. Să convingi pe oameni să te aleagă, să te voteze. Eu sunt de acord cu prima parte pe care a spus-o cu testul pentru medical, să vedem dacă omul respectiv este întreg la cap. Dar la pregătire e destul de complicat, pentru că legea spune clar, ca să poți fi candidat la prezidențiale, trebuie să ai peste 35 de ani și cel puțin liceul terminat. Atât. Pe de altă parte, cine îți garantează ție că dacă termini facultatea X, Y sau Z, ești un bun președinte? Nu știu, poate... Păi nu, dar cine îți garantează ție că ai terminat liceul? Nu, nu, săpțin, dacă ai terminat niște anumite facultăți și ai terminat anumite studii. Știți foarte bine locuri, că jumătatea din dictatoria mai mare, ca zic așa, deci jumătate din dictatoria africană din ultima jumătate de secol a terminat ori în Anglia, ori în Franța, inclusiv la Sorbonne. Oameni puțin pregătiți. Nu sunteți în categoria celor care vreți președinți puțin pregătiți. Am înțeles. Nu, nu e vorba de asta. Eu vă spun că e greu să stabilești. Vreau să vă spun un lucru. Deși, în mod evident, după sigur că am făcut studiile cele mai avansate, am o carieră academică îndelungată, dar nu vreau să fac din asta un argument. Eu vreau. Nu, eu nu vreau să fac. Dar nu mai vedeți asta. Eu vreau să fac un argument din altceva. Din experiența internațională relevantă, atenție, dacă e sau nu relevantă pentru funcția de președinte. Și în cazul ăsta, da, am fost ambasador, am trăit 19 ani în afara țării. Sigur că da, dar e vorba și de cunoașterea lumii în care trăim, e vorba și de experiența administrativă, de experiență politică, diplomatică. Importantă experiența relevantă pentru funcția de președinte, pentru că
cum spuneam mai devreme, unii candidați sunt fără îndoială mai buni decât mine la altceva. Poate la basket sau la făcut zacuscă sau la jucat ping-pong sau table sau ce-o fi. Vorba e de experiența relevantă pentru funcția asta și încă ceva, viziunea pe care o propui. Și anume, ce propun pentru politica externă, pentru politica de apărare, pentru reformarea statului. Noi despre asta ar trebui să vorbim. Și despre soliditatea proiectelor noastre, despre sustenabilitatea lor. Asta ar trebui să discutăm și vorbeam mai devreme, înainte de a ajunge dumneavoastră în emisiune, ce mi se pare absolut dezastros este că această atât de importantă dezbatere pentru viitorul țării este de fapt parazitată, bruiată complet de criza guvernamentală, care îi ajută pe cei doi actori ai comediei absurde la care asistăm, și anume Iohannis și Dăncilă. Ei nu mai sunt în poziția de a da socoteală de bilanțul lor, însă se vorbește despre ei, ei sunt cei mai vizibili, pentru că ei au provocat această brambureală generală, haosul, ei l-au provocat, și în loc să fie trași la răspundere, ei trag toată spuza pe turta lor, pentru că noi nu mai vorbim despre lucruri serioase. S-a mai întâmplat în 2009 să când pice guvernul, a picat guvernul în 13 octombrie și dacă țineți minte atunci, domnul Iohannis a pactizat cu Joana și cu Crin Antonescu. Da, era, deci, dar ideea este că noi vorbim de o lege, cea din 2004 care se ocupă de legea alegerilor, conform curții constituționale cer legiuitorului să o schimbe, să o modifice profund, de mult anunțată. Nu știu ce se va întâmpla cu avizarea președintelui. Că după ce se alege președintele, trebuie să fie avizat de Curtea Constituțională. Ei au scos deja un aviz că legea nu e bună. Că îngrădește dreptul de a candida și dreptul candidatului odată ce e candidat în cursa lui. Ceea ce spuneați. Și s-a vorbit noi ca români suntem obligați, adică nu suntem obligați. Avem dreptul să știm ce oamenii ai în cap ca și președinți. Una e să fii... deci, domnul Iohannis, să zicem că știm ce a făcut în ăștia 5 ani. Adică, mă rog... Adică nimic, da. E ușor n-am de știut. N-am putut să spun că e așa, da. Nu, dar o să facă de aici încolo că a făcut câștigat experiență în perioada asta. Da. Nu cred. Da. Acum, la doamna Dăncilă, iarăși... Da, mă rog. Ideea este că, dumne, trebuie să-i vedem pe toți acolo, să ne uităm la ei ca și votanți, să ne uităm, să vedem, băi, ăsta parcă e mai bun decât ăsta. Mai ales că în România, România are cel mai mare grad, cel mai mare procent de schimbare a opiniei în ultimele 3 săptămâni înainte de vot din Uniunea Europeană. Cel mai mare procent, undeva pe la 70-80% în ultimele 3 săptămâni, e posibil, să schimbe punctul de vedere la vot. Adică să se schimbe rezultatul votului, mai bine spus, că foarte mulți se schimbă. De aceea, domnul președinte, care Iohannis, de exemplu, evită să iasă în confruntări electorale, cel puțin în rând de turul 1. Ce lege asta? În același timp, domnul Barna vrea să iasă electorale doar cu Claus Iohannis. Știind că nu vine Iohannis. Da? Doamna Dăncilă zice, ies, dar ies cu Iohannis, știind că... Și așa mai departe. Ce lege asta? Adică fiecare și-a ales câte un... Noi am înțeles ce vor ei, dar nu interesează. Eu sunt votant. Până la urmă, ei ajung președinții, sau ajunge cel care ajunge, președintele acestei țări, care se forma dintr-un grup de oameni, de o populație. Populația are dreptul să-i cunoască, să dar vadă. Ei nu vor dezbate. Dar ce lege e asta? Trebuia să fie obligați de lege. Evident că da. Bine, pe de altă parte, vedeți că în campania... Nu e nicio altă parte. În 2016... Nu, vorbesc de Statele Unite. Hillary Clinton stătea foarte bine în sondaje până când au fost cele 3-4 dezbateri față în față pe teme foarte serioase, politică externă, sănătate. Nu știu dacă exista o lege, cât mai degrabă o cutumă. Pentru că de la un punct încolo... Dar e democrație, face parte de democrație. Statele Unite, într-o democrație consolidată, un comportament precum cel al lui Iohannis, Barna și Dăncilă ar fi sancționat. Pentru că este lașitate, pur și simplu lașitate, să fugi de dezbateri și să inventezi tot felul de pretexte debile pentru care nu vii. Că ai treabă, că tu nu
să ai de vorbă decât cu cei care contează. Adică, și mai e ceva, e această aroganță infinită de a considera că ei contează, dar ceilalți nu contează. Dar cum spuneați la un moment dat că ar fi un faliment moral al întregii națiuni dacă s-ar ajunge într-un doi cu Iohannis și Dăncilă. Mie mi se pare o rușine pentru inteligența românească. Să ai de ales între Iohannis și Dăncilă, mi se pare rușinea rușinilor. Da, ideea este că nu mi se pare ciudat să punem o astfel de întrebare? Credeți că ar fi rău să iasă Dăncilă? Păi doamne, noi trebuie să știm, noi trebuie să-i vedem. Unde e legea aia care spune, băi, cel puțin 3 apariții înainte, în turul 1, toți candidații, toți, nu că dispare unul că vrea, că nu vrea, îi spun ăștia, doamne, dacă apar, pierzi. Problema, dacă înseamnă, dacă se spune că dacă apar, pierzi, înseamnă că ăla nu-i bun. Da? Dintr-o dată. Țineți minte că noi în anii 90 și chiar în anii 2000 am avut dezbaterile astea. Adică inclusiv, am avut inclusiv dezbateri cu 10-12 candidați. Pentru că Iliescu știa să vorbească. Da? Și de-aia le-am avut. Avea un limbaj de lemn. La Joana, de exemplu, cu Băsescu, Joana fugea de Băsescu. Joana fugea. Da? Deci ideea este că aici era cum reușeai să-i păcălești să vină, să adune în față. Da? Singura dezbatere echilibrată a lui Iohannis cu Ponta a fost aici. Aici. Da, aici, da. Că prima a fost... Da, la realitatea. Cum a fost? Nu, eu vorbesc de cea de aici. Asta e masa, nu aia. Care... La masa asta... Da, la masa asta... La masa asta a fost singura echilibrată. Păi să-i așteptăm aici. Da, nu, deci, a fugi înseamnă că ți-e frică. Ți-e frică pentru că nu știi sau ai o problemă. Acum, revenind la povestea asta, legea era cea care era, te obliga, trebuia să-i oblige pe candidați să apară toți la o dezbatere. Nu să întrebăm astăzi, domnule, dacă credeți că ar fi bine sau rău dacă are și aia sau aia. Pe ce știe dânsul? Pe noi de ce să nu știm? Pe ce vin avem? Noi să nu știm ce vrea. Mai sunt, vă jur, sunt niște nume pe care nu le cunosc. Nu le știu dacă mă întrebați acum pe de rost. Cum e doamna aia care crede că Rusia e NATO? Cum e? E candidată la președinție. Da. Dânsa este candidată? Este, se luptă cu dumneavoastră pentru același post. Da, are aceeași pregătire și psihic, e la fel de bine pregătită ca și dumneavoastră pentru acest post. Păi nu, dacă nu se fac analize, dacă nu se face un test, toți sunt la fel. Sunteți la fel ca doamna Dăncilă. Aveți aceeași pregătire internațională ca doamna Dăncilă. Dacă nu se face o analiză, eu știu, vă dați seama, ironia. Totul are o limită. Corect. Glumesc. Ironia. Dom'le, este o ironie asupra noastră. Deci, cum zic, o ironie, deja trecem de ironie. Este o bătaie de joc asupra votantului. Dom'le, omul ăsta, e aici, se întâmplă. Am întârziat, dacă era venit de la început, dacă aveam ceva organizat. Ne-am întâlnit, am discutat ceva înainte. Deci, ideea este, nu, ca să avem o chestiune clară. Deci, pregătirea internațională este extraordinar de importantă. Să te duci acolo, nu numai la să faci shopping de mașini de călcat și de, eu știu, să cumperi aia și aia și aia. Te-ți mergi în străină să lucrezi, să înțelegi mentalitatea oamenilor de acolo, să mergi acolo, să mergi pe continentul ăsta, să le faci pe toate. Deci toate chestiunile astea trebuie făcute. De ce nu fac ei toate dezbaterile astea cu toată lumea? Dacă domnule ferește, să spunem, mai intram și eu în chestiunea asta, sigur, cu puținele cunoștințe pe care le-am, dar cu foarte multă practică în lume, din Asia, în America, în America de Sud și așa mai departe, practică la locul de muncă, ca să spunem așa. Nu știu ce e așa. Cred că putem să avem de discutat, că ceilalți nu înțelegeau ce vorbeam. Bun, trebuie să punem punct aici. Trebuie. Hai să discutăm. Și vedeți ce faceți cu acele analize, că vedem că sunt aici. Stau bine, am făcut analize la începutul anului. Dar nu mi-ai făcut să nu fie analize, mi se pare iurea. Ne întoarcem peste doar câteva minute cu a doua parte a emisiunii. Rămâneți cu noi.